și pun găsit pe canalul meu pe YouTube. Astăzi începem un joc nou. Jocul acesta se numește Euro Truck Simulator. Este un joc cu camioane unde trebuie să ducem marfa de la A la B prin toată Europa aproape. Avem aproape toată harta pe Europa. Ia să vedem. Da, avem cel mai puțin din Franța, avem puțin din Italia, Ungaria, Polonia, Anglia, așa mai departe. România încă nu este. Deci eu am început jocul ăsta nou și putem să mai băgăm și altceva, de exemplu, mapă sau mai știu eu ceva. Putem să jucăm și pe harta României, dar nu este cazul, ne vrem să jucăm pe mapa din toată Europa. Poate că mai târziu o să bage și mapa românească. Da, haideți să-i dăm drumul la o rută. Eu am început deja un profil. Deja vezi aici în spate. În dreapta, nu în spate. De exemplu, vedeți aici că sunt la nivelul 0. Am 90 puncte până acum. Doar am făcut prima cursă, unde pe de-a doua o începem cu voi împreună. Dacă vă place jocul ăsta, este cazul să dai și tu like. Vreau să bușați butonul ăla de like. Și dacă nu te-ai abonat încă la canalul meu pe YouTube, este timpul să o faci, ca să nu mai pierzi nicio voie de clip. Zic eu, acum. De. Bun, haideți să ne alegem o prima cursă. Prima cursă începe de la Viena. Și o să vedem ce avem. Avem către Cehia. Tot către Cehia. Uite, avem iaurt cu 17 tone. Conduce camionul cu Scania, avem, câți cai avem? 730 de cai putere. Și mergem de la Viena spre Graz. Eu zic ca să o luăm pe asta. Dăm click dublu. Și ne pregătim să mergem cu camionul. Să livrăm marfa. Da. Asta e camionul nostru. Haideți să ne facem și noi setările. Apăsăm tasta F4. Ne dăm puțin scaunul mai înapoi. Vedeți că putem să facem multe setări aici. Putem să rotim capul, să dăm ochii mai sus, mai jos, probabil. Volanul spre mine, mai sus, exact cum facem și în realitate. Bun. Vreau să dau un pic mai departe ca să am mai multă vizibilitate în oglindă. Să nu tot stau cu. Okay, here we go. Ok, se pare că GPS-ul nostru vorbește, dar putem să stingem și pe asta din dreapta, pentru că l-avem pe asta din aici, din camion, și asta din dreapta nu ne trebuie, dar avem multe detalii pe asta din dreapta. De exemplu, ne arată motorina când trebuie să dormim, e-mail-uri sau, de exemplu, pot să dau pauză, pot să aprind de tasta F2 oglinda din dreapta. Sau putem să ne ducem și a camionului. Ok, cam asta a fost. Ce zice? Mergem fără. Încercăm așa, dacă putem. Putem să vedem și pe din afară. Pornim motorul. Luminile ca să fim și nevăzuți. Ce fain e camionul ăsta. Voi ce ziceți? Și o poză. Dar cred că avem și aici fotostudio, fii atent. O poză normală vreau să fac aici. Ok. Acestea sunt culori. Aici sunt culorile. Încă de mai mult să fie ok. Și zic eu să facem aici o poză. Prima noastră poză.
Ok, și să-i dăm drumul, băieți. Desigur, trebuie să tragem și volanul, trebuie să-l las un pic mai jos. Ok. Să-i dăm drumul. Avem GPS-ul pornit. Pe când este la dreapta. Turn right. Uite că și vorbește GPS-ul nostru, ne spune. Ce tare, dar pot să... I-am dat în limba engleză acum. Exit now. Dar putem să dăm și mai... Să stingem și noi. Semnalizarea. Go straight on. Avem drept. Am vrut să setez aici un pic ceva la audio. E cam tare. Până la jumate. Da. Și ne uităm și noi un pic pe mapă. Deci o luăm prima la dreapta și intrăm după pe autostradă. Cred că e câteva minute de mers, nu să fie mult. Da, avem și aproape toate mașinile în joc. Mi se pare că am de cam captăziu. Aproape toate camioanele, putem să mergem și din afară. Ce fain să vede, câtă claritate. Eu joc pe toată, pe claritatea de cea mai bună, să zic așa, pe Ultra HD. Pe Ultra. Și chiar se vede foarte, foarte bine. Sper că și noaptea să se vadă atât de bine. Dreapta. Dacă vreți să vă alegeți o cursă pe care vreți să o vedeți, puteți să scrieți în descriere și o vom merge data viitoare. Poate că mai târziu o să ne facem și camionul nostru, unde putem să-l personalizăm singur. Avem posibilitatea de a cumpăra și o remorcă și pe ea putem să o pezon... Ops, am apăsat din greșeală, n-am sens motorul. Da, vreau să vă spun că și trailerul putem să-l personalizăm așa și camionul. Putem să ne luăm moduri de la Steam, putem să le descărcăm de acolo și putem să-l facem după în garaj. În garajul nostru personal care se află la Viena. Vom spre Graz. Mergem cu 90. Și chiar vreau să vă spun că am mai jucat jocul ăsta, dar nu am mai jucat de ceva vreme și am zis că asta încep din nou cu voi împreună. Unde mie mi se pare chiar, chiar foarte tare. Adică putem să facem și noi ceea ce facem un camion, un șofer pe camion. Parcări cu spatele, livrare. O să ajungem după și la, cât, la ceva mai mare. La livrări cu... Deci ușorii care se distrug, trebuie să avem grijă, o să avem cu care depășesc lățimea și așa mai departe, o să avem nevoie de susținători care ne susțin de la drum. Dar o să vedem, o să vedeți. Poate că jucați și voi jocul ăsta, dacă jucați și voi jocul ăsta, dați like. Chiar sunt curios să văd câte like-uri fac la videoclipul ăsta, dacă vă jucați acest videoclip. Bun. Ce tot sună, că nu-mi părnau. Motorina. Trebuie să bag motorina. Nu e plină. Go straight on. A, mergem prea repede. Hai să coborăm și de viteza. Punem la 80.
se vede și luminile acolo la ușă, care se dă un el. Dar eu joc jocul fără volan, încă nu mi-am cumpărat unul. Dar pe parcurs, poate acum de Crăciun mi-l face Moș Nicolae sau Moș Crăciun mi-l face cadou. Și atunci poate o să joc mai bine. Mă, dar are ceva kilometri de camionul ăsta la bord. Da, în fine, încă nu e camionul nostru, nu l-am început noi. Sau nu l-am cumpărat de la zero. Este al firmei. Nu doar suntem șofer pe el. Până o să ne cumpărăm și noi camionul nostru, o să mai dureze un pic. Da, și până atunci puteți să scrieți și voi în descriere jos ce camion ați dori ca să cumpărăm pentru prima dată. Adică ce ați dori să conducem noi, să zic așa, ca un începător, ce camion să conducem. Un Scania, un Iveco, Mercedes și așa mai departe. Marca mea cea mai preferată e Scania. Scania, după e Mercedes și Volvo. Astea trei, pe loc, primele trei locuri sunt la mine. Puteți să dăm și flash-uri, mi se pare? Da. Și mi se pare, dacă avem fază lungă, de exemplu așa, ne fac noaptea din ceilalți participanți la trafic, ne fac din faruri. Deci ne avertizează că noi avem flash-urile prinse. Da. Nu vreau să mai spun și de amenzi și de poliție, accidente. Toate acestea s-au parcurs în ultimii 2 ani, să zic așa, ceva de genul. Jocul ăsta este de aproape 9 ani. Deci de 9 ani au făcut și încă tot face și îl face mai bun jocul ăsta, care vă las și pe voi să spuneți despre el, dacă vă place jocul ăsta, dați like, știți ce e de făcut. Bun, încă mergem tot drept. Ce nu-mi place mie la jocul ăsta, pentru că aici pe navigația noastră nu ne arată câți kilometri mai avem sau câte ore ceva, de exemplu, trebuie să aprind mereu pe dânsul. Deci mai avem 50 de kilometri și ajungem la destinație. Deci n-a fost o cursă așa de lungă. Bun. Dar dacă suntem un șofer bun în jocul ăsta, primim foarte multe puncte. Bine, multe puncte, cu totul spus altceva. Câteva puncte și după ce se adun punctele astea, putem să ne... nu știu cum să zic aici, așa la... Uitați că o să vă arăt. Nici nu mai știu unde e. Chiar nu l-am mai jucat de mult. Da, aici, dar nu trebuie să ajungem la nivelul 1. Și după o să vă arăt. Sunt unde putem să ne activăm ATR-ul pentru cursă lungă, ce marfă, să transportăm marfă periculoasă, marfă grea, marfă care se distruge foarte ușor și așa mai departe. Deci ne facem cu totul și mai devenim și mai buni. Profi pe camion. Dar durează cu timpul, ne facem ușor. Da,
Sper ca să nu iau joc ca Adrian Cox, sper că nu se supără că l-am denumit în jocul ăsta. Dacă nu știți cine este Adrian Cox, căutați-l pe Facebook. Este tipul acela care este șofer în Anglia și face vloguri. Da, astăzi suntem Adrian Cox în videoclipul ăsta. Bine, noi nu conducem ca Adrian Cox și nu vorbim la fel ca Adrian Cox. Iarăși merg prea repede. Nu vreau ca să iau amendă. Avem? Câți bani avem? Avem 2363 de euro. Așa că trebuie să fim atenți, să nu trecem pe roșu, că la un moment dat accidente să nu facem. Turn right. Ne facem o dată, îl apucăm și noi. N-am apucat, sper că nu intru în timpul ăsta. Salut, prietene, n-am intrat. Da, și cam așa arată Grațul. Asta e Grațul, dragi prieteni. Noi nu putem să mergem pe toate străzile, numai doar ce se vede pe harta noastră. Să ținem un pic stânga aici, că e ceva pe partea dreaptă. Și mergem tot drept. Și uite că semaforul ăsta ține cu noi. Ne-a dat verde. Să nu fie un videoclip prea arunc. Ușor, Luciane, că intrăm în sensul giratoriu. Deci poliția. Dar nu are ce ne face. Păi trebuie să-mi dai prioritate acum. Și am ajuns la destinație, dragi prieteni. Trebuie să ne oprim în acest simbol verde, să zic așa. Și am ales ca să ne dea câte mai multe puncte, ați văzut 90 de puncte, ca să parcăm noi singuri. Dacă nu, puteți să dăm și Enter și se parchează camionul singur. Dar cred că ar fi prea ușor așa și nu ar mai fi atât de interesant. Mai bine și învățăm și noi totuși odată să facem parcările cu camionul. Să mă întorc eu așa o leacă aici. Ai grijă, Luciane, să nu vorbim camionul, că ne taie din salariu. Bossul nostru. Ok. Aici am nevoie de oglinda mea. Nu se vede bine în oglinda camionului. Sper că s-o parcăm destul de bine. Stânga e bine, pe dreapta e bine, un pic mai pe stânga trebuie și mai ușor. Da, e bine, pentru un începător e bine. Oricum, n-am așcat de mult. Am parcurs 179 de kilometri. 2 ore și 33 de minute, bine, nu în timp real, m-aș fi turat prea mult, și am ajuns la nivelul 1.9. Și luarăm... Câți bani ai dat? Așa-s banii. Nu așa-s banii mei. În fine. E ok. Uitați, asta vreau să vă arăt. Aici putem să punem puncte la ADR. Cât mai lungă să fie cursa, cât mai valoroasă, cât mai, să, nu știu cum să vă zic în română. Deci marfa ce se distruge rapid, foarte greu. Repede. În timp, deci just in time, și ceva mai eficient. Nu știu ce să pun, Dacă... Hai să rămân adere prima dată.
Ok, dragi prieteni, cam atât a fost videoclipul de astăzi cu primul nostru nou joc pe canalul meu de YouTube. Dacă ți-a plăcut, dai și tu un like și dacă nu te-ai abonat încă pe canalul meu, este timpul să faci ca să nu mai pierzi niciun videoclip. Până atunci, rămâneți cu bine, dragi prieteni, și ne vedem în următorul videoclip. Vă salut și pe data viitoare!